Actualmente, situația e nasoală. Câmpul muncii românesc e o zonă anormală în care totul e amestecat și nimic nu e concret și în care dacă îți ceri un drept, ci că te dai deștept. La noi și străinii și autohtonii te exploatează pentru că legislația românească o facilitează. Suplimentare neplătite, aproape niciun beneficiu, se întârzie cu banii, dar tu vino la serviciu, cu pauze mici spre inexistente, cu dotări slabe și insuficiente, cu zile de concediu care nu sunt date, ci mai degrabă îți sunt pe gât băgate, cu ore lungi peste program și sarcini în plus, cu scuze de doi bani gen credeam că ți-am spus și mai sunt o grămadă. Dar sigur le știi și tu. A venit vremea să înveți să spui nu. Orice ar fi, știu că te-ai săturat. De-aia te invit să intri în sindicat. Sau să-ți faci tu unul dacă ești informat. Ideea e simplă. Există probleme. Și sunt foarte mulți oameni ce se luptă cu ele. Deci nu ești singur. Acționează. Iar în viitor, chiar o să însemne ceva când spui servici ușor.